și liniștite, însă puțin locuitori știu că la doi pași de ei se poartă o bătălie dură între două tabere virtuale. Vorbim despre un nou joc pe smartphone care adună tot mai mulți adepți. Jocul este gratuit și are deja mii de adepți la noi în țară și aproape 20 de milioane la nivel mondial. Suntem la intersecția bulevardelor Magheru cu Dacia, iar cei pe care vedeți în acest moment habar nu au că trec prin mijlocul unui portal cu materie exotică. Un portal pe care îl controlează iluminații, iar cei din rezistență vor evident să-l cucerească și ei. Fără telefon, războiul este invizibil, dar în spatele realității, miza este enormă. Jocul se numește Ingress și combină lumea virtuală cu cea reală. Jucătorul trebuie să exploreze, să adune energie și să distrugă portalurile inamicilor cu ajutorul hărților de navigație incluse în jocul gratuit. Ei sunt Dan și Ionuț, agenți speciali sub sigla Iluminaților. Și asta a fost. Acum a devenit un portal verde. Prin porțile lor virtuale trebuie să ajungă niște ființe superioare pământenilor, zei care pot schimba omenirea. L-ai upgradat? Da, e complet. Perfect. Acum așteptăm rezistența să-l dea jos. Tabăra opusă, rezistența, trebuie să oprească sosirea pe pământ a zeilor și să cucerească rând pe rând portalurile din orașe, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să umble și la miezul nopții prin București, cu mașina și pe jos. Tudor și Robert sunt luptători ai rezistenței, iar în acest moment încearcă să recupereze portalurile trecute la inamici. Trebuie mers vreo 15 metri și stăm exact între ele, două cupuri de acolo și e jos. În țară sunt aproape 1000 de jucători. Directori de multinaționale, oameni din IT ori simpli studenți, bat chiar și câteva sute de kilometri într-o lună ca să cucerească mai multe portaluri. Oamenii în ziua de azi nu prea mai știu ei de un șotron, un chestii de ieșit afară. Toate jocurile sunt, stai la calculator și le butonezi acolo în casă. Asta e un joc care te scoate din casă. Am ocazia să cunosc mult mai bine Bucureștiul și faptul că am ajuns să mă plimb în locuri în care n-aș fi crezut niciodată că ajung sau în locuri care nici măcar n-am crezut că există în București, pentru mine este un mare câștig. Deocamdată, Ingress este disponibil pe telefoanele cu Android, dar va ajunge în curând și pe iPhone. Până atunci, cei cu iOS pot încerca Shadow Cities, un joc similar. Studiile arată că dacă ne jucăm, crește speranța de viață, dacă nu depășim limita. Așa se face că în România avem milioane de oameni fascinați de jocuri, iar la nivel mondial, peste un miliard. România va trimite 10 militari în Mali pentru a instrui trupele din